Atletul sucevean Alexandru Prâsneac a reușit să cucerească 2 medalii de aur la Campionatul Național pentru Junior 3, competiție care s-a desfășurat la Bacău. Sportivul pregătit de antrenorul Cristian Prâsneac la CSM Dornava Tradurnei a devenit campion național în probele de 800 și 1500 de metri după 2 curse în care a condus de la un capăt la celălalt. După accidentarea suferită în luna ianuarie, am crezut că sezonul de sală este încheiat pentru Alexandru, dar iată că s-a pus pe picioare reușind să câștige 2 titluri naționale și să doboare un record național, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac.